Bună ziua, dragii mei! Bună ziua, dragii noștri, de fapt! Am întârziat, cred că vreo 12 minute, pentru că am vrut să facem live-ul de pe pagina Vistianei și apoi am zis pe pagina mea și până la urmă o să fac eu un share pe pagina ta, Vistiana. Astfel vorbim despre iubirea de sine și despre iubirea de viață, de fapt, că asta văd eu în tine tot timpul și despre hrana vie. Bună, dragii mei! Cred că nu ne-am mai văzut de mult și acum ne vedem cu un pic de întârziere, ne cer iertare, detalii tehnice, dar ne-am descurcat, suntem aici și eu vreau să vorbesc despre verdele Atenei. Ce vrei să zici despre verdele? Despre verdele cu care mă inspir tu pe mine. Da, da. Și despre cum ne inspiră acest verde în iubirea de viață și de noi și de oameni. E prima dată când intru live de pe pagina mea de Facebook și am emoții astăzi. Nu știu de ce am intrat live decât în grupuri, dar pe pagina mea n-am fost așa niciodată live și mă bucur că am spart și bariera asta, că am vrut să fac câteva live-uri și n-am avut curajul să fac asta. Vistiana, deci eu chiar văd la tine iubire de viață. Eu te văd, te cunosc, nu știu, de vreo 2 ani, dar în ultima perioadă, cred că de un an așa, ne-am văzut noi foarte des și te văd tot timpul zâmbind. Vreau să te întreb cum reușești să zâmbești tot timpul în ciuda provocărilor, pentru că sunt sigură că și tu ai provocări. Cum reușești să fii așa pozitivă și să fii tot timpul cu iubire de viață? Mi se pare că provocările mă ajută să iubesc viața și mai mult. De când mi-am luat ca scop creșterea personală, evoluția personală, atunci orice vine în întâmpinarea, în sprijinirea acestei creșteri, e așa, cu bucurie, yay, încă o scară! Și provocările astea fac, sunt încă o scară. Și atunci, da, le iau ca atare, ca noi ocazii, noi oportunități de a mă învăța ceva despre mine, despre oameni, despre viață și mă bucur de ele. Mă bucur de ele, mă bucur. Poate sună un paradox, dar mă bucur și de tristețe, mă bucur și de teamă când apare, mă bucur de toată mișcarea asta din interiorul meu, știi, indiferent cum o catalogăm noi, că obișnuim să-i dăm diferite denumiri, de mi-e frică, sunt tristă, sunt în diferite feluri. Dar dincolo de denumirile astea, e vorba de senzație, e vorba de emoție, e vorba de viață în corp. Și când stau și simt viața asta în toate formele ei, ajung să mă bucur și de ceea ce inițial era diferit de bucurie. Ai fost tot timpul așa? Nu. Nu. Ai lucrat mult cu tine ca să poți să... Am lucrat, nici nu știu să zic mult, da. O fi mult. în termen de ani, știi? Că e, asta zic, e un lucru continuu. A fost și este încă o creștere continuă, încă sunt sigură că peste un an voi fi altă persoană, voi fi încă diferită de acum, într-un fel, nu știu, sunt doar curioasă despre cum mă transform. Cum scăpăm de teama de a face un lucru? A, păi nu scăpăm. Da, și chiar o să dau share-ul pe pagina ta, da? Da. A, Da, așteptăm să dea Atena share pe pagina mea. Poți să ne spui cum scăpăm de teamă? Nu, mai întâi dai share pe pagina mea. Cred că ar trebui tu să intri și vorbesc eu. Ar trebui să intri tu pe pagina mea și să dai share pe pagina mea. A, da? Ok. Da. O clipă. Deci, Vistiana ne zicea că nu scăpăm de teama asta de a face un lucru.
Și ce cred eu și ce mi-am demonstrat eu mie, că scăpăm de teama de a face un lucru făcând acel lucru. Chiar mi-aduc aminte că am văzut povestea unui băiat care povestea că atunci când era mic, tatăl lui l-a lăsat să intre printr-o zonă foarte întunecată. Era ca un fel de pădure, dar cu tot felul de încăperi, și l-a lăsat mic și atunci când era mic, l-a lăsat și a zis, ne vedem pe partea cealaltă. Dar el a fost suficient de curajos ca să poată să treacă pe acolo și s-a văzut în capătul celălalt cu tatăl lui. Și așa a scăpat de teama de a intra pe acolo prin a, nu, tunele. Nu cred că a scăpat de teama aia. Dar cum? A intrat cu tot cu ea. Crezi că nu i-a fost teamă? A intrat cu ea, ba da. A intrat cu tot cu ea. Cu siguranță. Da. Cu siguranță i-a fost frică și... Deci intri pe pagina A intrat mea. Cu tot cu frică. Exact, da. Intri pe pagina mea și apoi dai share. Ne cerem iertare că facem asta în direct. Nu ne-am priceput altfel. Acum dai share. Da, acum dai share cu pagina ta. Ok, distribuie. Până... Aici, nu? Suntem live. Gata, eu cred că da. Stai să-l las aici. Ok. Eu mi-am notat câteva întrebări pentru Cristiana. Ok. Acum da. Am apărut și pe pagina mea. Da. Bine v-am găsit, am întârziat că nu ne-am priceput să intrăm decât prin pagina Atenei și apoi am dat distribuire. Bine v-am găsit. Vorbim despre viu, uite, verde, în formă de verde și în formă de alb negru. De la Atena vine verde și de la mine vine yin și yang, probabil. Așa s-a nimerit. Și despre iubirea de viață, spuneam că o apreciez foarte mult pe Cristiana pentru că o văd tot timpul cu zâmbetul pe buze și știu că are provocări și ea. Și în ultima perioadă chiar a trecut printr-o provocare mare și eu chiar i-am spus zile trecute că eu nu știu dacă aș fi reușit să pot să mă bucur ca tine de viață dacă aș fi trecut prin provocarea prin care tu ai trecut. Toate mă învață să cresc. Toate mă ajută să cresc, toate mă ajută să evoluez și le văd ca pe șanse, ca pe oportunități de a evolua, pentru că mi-am luat ca direcție, ca obiectiv, ca scop de viață asta acum ceva timp și de atunci, de când mi-am propus asta, de când am simțit că asta este scopul vieții pentru mine, atunci toate se aliniază în sensul ăsta. Dacă apare un obstacol, înseamnă că e încă o treaptă de urcat și mă bucur de tot ce am de învățat prin toate aceste provocări. Frumos, super! Ne-au rănit părinții și bunicii noștri? Pe mine da, fără să vrea pe tine. Și pe mine. Da, da. Și pe mine. Sigur, sigur, sigur. De altfel nici nu știu dacă există copii care să nu se fi simțit răniți la un moment dat. E adevărat că unele vieți au fost mai, unele copilării au fost mai provocatoare și mai durerea mai intensă, mult mai greu de dus. De aici au apărut tot felul de mecanisme de apărare și de rupturi interioare cu blocajele care au rămas aferente și de aici și provocarea noastră de a ne descoperi pe noi, de a lucra cu noi și poate fără asta nu am fi avut șansa asta să parcurgem acest proces fascinant de descoperire de sine. Poate am fi știut deja cine suntem, nu știm cum ar fi fost fără, dar ne bucurăm de ce este. E adevărat dacă nu ne vindecăm, că e adevărat că dacă nu ne vindecăm rănile de mai departe copiilor și celorlalte generații,
Da, sigur, sigur. Nu neapărat rana în sine, cât mecanismele de apărare, dar până la urmă și ele, mecanismele astea, creează, stârnesc răni, cam aceleași răni în copiii noștri sau răni similare. Pentru că noi am dezvoltat de acolo niște mecanisme care ne-au ajutat în copilăria noastră să facem față provocărilor de atunci. Dar dacă nu am făcut curățenie în ele, nu le-am reevaluat, ne mai sunt de folos, nu le mai sunt de folos, e ca atunci când avem o haină veche, ne-a rămas mică, dar noi tot o purtăm și apoi sigur că o dăm moștenire așa grea și veche, o dăm moștenire copiilor noștri, adică mecanismele astea le aplicăm și pe ei, le aplicăm cu toată lumea din jur și implicit cu ei, că doar le vrem binele și atunci aplicăm cele mai dragi și cunoscute mecanisme nouă. Și firește că îi putem înțelege doar la nivelul la care ne înțelegem pe noi și îi putem iubi doar la nivelul la care ne iubim pe noi. Prin urmare, da, fără să trecem printr-un proces de autocunoaștere și de evoluție personală, dăm mai departe, rănim mai departe cum am fost noi răniți, în moduri foarte similare. Care crezi că este motivul pentru care foarte mulți oameni se lasă pe ei și fac pentru ceilalți? Când suntem copii, ne uităm, avem nevoie să privim în exterior. Nu putem decât dacă am fi crescut într-un mediu foarte sigur și cu îndrumare din partea părinților, să privim în interior, să fim atenți la noi. Din păcate, sau nu știu dacă din păcate, dar așa a fost viața, oamenii ne-au pus să fim atenți la ei. Fii atent la tablă, fii atent la mine, fii atent la mine când vorbesc, da? Plus, pe lângă aceste invitații directe, a fost nevoie să privim în exterior, aveam nevoie de conexiunea cu părinții ca de aer, ca de hrană. Conexiunea este premisa de bază a creșterii unui copil din punct de vedere psihologic. Fără conexiune, chiar dacă sunt bine hrăniți, bebelușii mor sau rămân cu probleme sau rămân în regresii foarte grave. Deci și prin prisma faptului în care suntem creați, avem nevoie să privim în exterior, către părinți, și prin prisma faptului că nu ne-am simțit în siguranță de multe ori și simțindu-ne în pericol ne-am ascuțit chiar atenția către exterior. În plus, cum ziceam, și invitațiile specifice, ne-au creat obișnuința asta, stilul ăsta de viață de a privi mereu în jur, de a privi mereu către cineva. Și dacă nu am învățat mai târziu să ne întoarcem privirea către noi, să fim atenți la noi, atunci rămânem așa, trăgând de cei din jurul nostru, rămânem cu atenția pe ei și ne ducem către. Amintește-mi, te rog, care era întrebarea, că simt că pierd esența. Întrebarea era despre oamenii care se lasă pe ei. Așa, da. Și atunci rămânem agățați de exterior, de oamenii, de conexiunea cu ceilalți. Și așa cum atunci când suntem copii avem nevoie să primim de la părinți hrana și conexiunea, suntem dependenți în totalitate de părinți, la fel mai târziu credem și simțim că tot de acolo, de la cei din jur, ne primim hrana și conexiunea cu care să ne simțim bine. Și că dacă vom reuși să ne hrănească ceilalți suficient pe noi și să ne ofere suficientă conexiune emoțională, atunci vom fi bine. Și atunci, ca să primim de la ei, începem să le oferim, așa cum copiii, dacă văd că părinților nu sunt bine, instinctiv intră în rol de părinți, energetic vorbind, și vor să-i hrănească, să-i ajute pe părinți ca să fie ajutați la rândul lor și cercul ăsta continuă pe măsură ce creștem. Adică nu e nimeni care să ne spună că stai puțin, că acum te poți hrăni singur, stai puțin, că acum poți să te conectezi cu tine ca să fii bine. Nu, rămânem în cercul ăsta în care așteptăm mereu de la ceilalți
și ca să primim de la ceilalți, vrem mereu să le dăm, da? Adică noi murim de foame, dar gătim oale imense de mâncare pentru cei din jur, sperând să primim și noi o lingură cu mâncare din oala pe care le oferim, știi? Metaforic cam așa ar fi. Și pur și simplu nu știm și nici nu putem să ne întoarcem. E ca și cum n-am ști, de eu nu știu cum să știu să gătesc, știu să le ofer altora, dar eu nu știu să mă hrănesc din oala aia pe care eu am gătit-o. Știu doar să o dau și aștept, ca să nu mor de foame, aștept să mi se dea și mie un bol din ceea ce am oferit. Și nu știm, până la un moment dat chiar nu știm cum să ne hrănim pe noi, pentru că nu am fost învățați asta, am fost învățați să stăm mereu cu atenția concentrată pe ceilalți. Care e motivul pentru care oamenii aceștia se îmbolnăvesc? Pentru că am observat asta la oamenii care sunt bolnavi, sunt cei care s-au lăsat pe ei pentru ceilalți. Da, pentru că consum foarte multe resurse, consum foarte mult, da, chiar revenind la metafora pe care am zis-o adineori, consum foarte mult timp, efort, alimente ca să pregătești dita mai oala pentru ceilalți. Și tu poate nu primești nimic în schimb, pentru că celălalt nu știe că i-ai dat oala pentru că tu mori de foame și că ai nevoie să fii hrănit la rândul tău, ci consideră că i-ai dat-o poate pentru că aveai destul și că ai de unde da. Da? Sau pur și simplu nu-și dă seama că are de dat ceva, adică dacă cu oala de mâncare nu-și dă seama și e atât de concret și de ușor de văzut, cu atât mai mult în situațiile astea invizibile, că asta cu oala e doar o metaforă, dar în plan emoțional este atât de invizibil și de abstract totul și practic noi consumăm foarte multe resurse să-i hrănim pe ceilalți și să ne punem la dispoziția lor și ajungem să ne epuizăm. Da? E mult stres, e mult consum și ajungem la un moment dat să ne epuizăm resursele tot neprimind. Da. Cum învățăm să spunem nu? Nu-ți mai dau oala acum. Cu mâncare. O fac pentru mine și o păstrez pentru mine. Fix așa. Da. E un proces foarte interesant ăsta cu spusul nu-ului, pentru că, în primul rând, am nevoie să-mi dau seama cum funcționez. Am nevoie să fiu conștient, pentru că eu nu am de unde să știu inițial, da, doar prin faptul că citesc pe Facebook sau că îmi spun Atena și Cristiana să zic nu, hai că mă apuc și zic nu. Unde, când să zic nu și de ce și pentru ce și în ce momente? Că dacă sunt așa un om cu nu în brațe și nu, într-adevăr îmi stric relații, îmi stric și nu pot să risc așa ceva. Cum să stric relațiile de care tocmai eu, care nu știu să mă hrănesc pe mine, am atâta nevoie, da? Deci o să mor de foame, la propriu. Da, la propriu, în plan emoțional, da? O să mor de foame. Nu pot să mă apuc să spun nu așa la toată lumea. Am nevoie să-mi dau seama când să spun nu, în ce contexte, când mă epuizez, când sunt pe cale de a epuiza, când dau prea mult, când dau în contexte nesănătoase pentru mine. Și cum dau seama de asta? Că nu e vorba despre a nu putea să spui nu. Toți putem să spunem nu. Problema este că nu ne dăm seama când nu ne este bine, când dăm prea mult, când obosim. Și atunci când lucrez cu oameni și ajungem la tema asta, de obicei începem să observăm că nu ne dăm seama nici când ni se face foame, nu ne dăm seama de o ușoară durere de cap sau de fazele premergătoare ale unei afecțiuni fizice și ne dăm seama via când ne doare capul foarte tare. Nu ne dăm seama când începem să ne înfuriem și ne dăm seama abia când începem să revărsăm efectele furiei noastre sau abia când i-am rănit pe ceilalți cu manifestarea furiei, dar nu ne dăm seama de semnele premergătoare furtunii. Nu ne dăm seama când începem să obosim și ne dăm seama abia când suntem epuizați. Nu ne dăm seama că ne vine să facem pipi și ne dăm seama abia când e foarte grav, da? Chiar și aici se poate ajunge. Și mi-amintesc că în adolescență chiar mă duceam în ultima clipă la toaletă, da? Pentru că, efectiv, nu eram în contact cu senzațiile mai fine. Deci nu mai zic de cele mai fine, ci neacute, da? Ale corpului meu. Îmi dădeam seama abia când lucrurile deveneau foarte intense.
Și atunci, da, oamenii spun nu în momentele alea, când lucrurile devin intense, dar în momentele alea nu-ul este din zona de luptă sau fugi, pentru că atunci deja ești în pericol, când senzațiile sunt atât de intense, creierul primește informația pe bună dreptate că ești în pericol. Și atunci nu-ul va veni din mecanisme de apărare. Ori îi spun nu cu care dau jap-jap peste față, da? Din nou metaforic vorbind, ori întorc spatele cu totul, am rupt relația respectivă, nu mă mai interesează, i-am întors spatele sau îi zic o chestie l-am anulat pentru o vreme. Apoi oamenii văd efectele acestui nu devastator și își propun să nu mai zică nu, pentru că uite ce ravagii se face cu acest nu, nesuferitul de el. Da? Și intrăm într-un cerc vicios. Dar nu poți, firește, din nou vei ajunge din această anulare de sine, din nou vom ajunge în pericol și din nou vom spune un nu devastator. Și atunci e un cerc vicios. Atunci ideea nu este cum să spui nu, pentru că pe asta clar știi să-l spui și poți să te bucuri de asta. Ideea este cum îmi dau seama de ceea ce mă deranjează, de nevoile mele, de senzațiile mele, mai din timp, mai din timp. Cu cât ne certăm mai mult pe noi că nu ne-am dat seama, că am zis un nu aiurea, că am rănit pe nu știu cine, că am fost fraier și n-am acționat corect, cu cât ne certăm și ne criticăm mai mult pe noi, cu atât scădem și mai tare sensibilitatea asta de care avem atâta nevoie, ca să putem să ne citim mai bine pe noi, ca să putem să intrăm în contact, cum ziceam, cu semnele alea premergătoare furtunii. Da? Ca să devenim pricepuți la semnele furtunii, să devenim buni meteorologi în ceea ce privește emoțiile noastre, e nevoie să învățăm să ne ascultăm corpul, să ne ascultăm, să aplecăm urechea la sunetul copacilor, mergând pe metafora cu furtuna, la semnele, sunetul copacilor, al vântului, al pământului, susurul naturii. Da, susurul corpului nostru. Ca să putem să facem asta, e nevoie de a ne apleca către noi cu atenție și cu blândețe, pe care, din păcate, mulți dintre noi nu am avut de unde să le deprindem. Avem nevoie unii de alții, pe măsură ce unii cresc mai repede într-un aspect, ne unim și deprindem, da, cum spuneai tu că deprinzi anumite lucruri de la mine și eu deprind de la tine talentele tale și avem nevoie de aceste conexiuni în care ne inspirăm unii pe alții, da? Cu toții creștem așa pe diferite aspecte și când tu ai crescut mai repede decât mine într-un anumit aspect, eu văd asta la tine și prin admirație și atât cât se poate prin prezență, prin a fi împreună sau prin a ne conecta unii cu ceilalți chiar și pe această cale virtuală, ne inspirăm, dobândim, preluăm din aceste abilități și avem nevoie de a prelua capacitatea de a prelua, de a dezvolta pe diferite căi abilitatea, capacitatea de a fi atenți la noi, de a fi blânzi cu noi, de a fi înțelegători cu noi, astfel încât să începem să ne înțelegem cât mai bine și să începem să simțim ce se întâmplă în corpul meu. Dar uite, parcă a apărut așa o mică încordare între omoplați. O simt punctul, simt încordare micuță, doar mă întind sau doar ating acolo sau doar mă privesc în sus sau îmi găsesc resursele mele de a mă recentra și de a avea grijă de mine și e o încordare care se topește cu puțină atenție și cu puțină afecțiune de mine. Dar dacă nu sunt atentă, se adună și mă trezesc că mi-a înțepenit spatele, pe urmă am nevoie de un tratament mai serios, nu mai e suficient că mă întind și că zâmbesc sau că mă centrez puțin. Da? Deci cu cât le depistăm mai devreme, pot să-ți mărturisesc că înainte aveam dureri, acum, nu știu, înainte să încep parcursul ăsta al meu, acum 16-17 ani aveam dureri de cap foarte intense și pot să zic că nu mă mai duru capul de foarte mult timp. Da? Pentru că simt o ușoară tensiune în cap și ea deja mă cheamă să fiu atentă la mine
să fiu atentă cum respir, să mă liniștesc și e suficient câteva secunde, un minut, câteva minute, depinde de situație, să mă liniștesc, să mă detensionez și nu mai ajunge tensiunea aceea să crească până la a se transforma în durere de cap. Asta e doar un exemplu și e valabil pentru orice altă suferință am putea avea. Sigur, unele suferințe sunt atât de intense rămase din trecut că avem nevoie să le înțelegem și tiparul psihologic care stă la baza lor, da? Ca să putem să pe urmă să acționăm doar cu puțină blândețe și să se topească, avem nevoie să și înțelegem cum s-a creat ea și cum se leagă mecanismele astea în mintea noastră și în corpul nostru implicit. E adevărat că ne pedepsim pe noi pentru rănile noastre din copilărie? Da, e relativ. Acum, sigur că uneori putem să ne aplicăm acele mecanisme pe care ni le-au aplicat părinții, inclusiv. Ne le aplicăm noi singuri? Da. Dar eu cred că la baza absolut tuturor mecanismelor noastre stă iubirea de sine. Sună paradoxal, dar și un părinte care își lovește copilul, și știm acum cât de nociv e asta pentru un copil, dar la baza acelei lovituri stă totuși o intenție bună. Părintele ăla nu poate altfel, așa a crezut el că se crește un copil, sau nu poate să-și gestioneze emoțiile și răbufnește în felul ăsta. În momentul ăla, el totuși îi dorește binele copilului. La fel și noi, toate mecanismele noastre sunt puse în beneficiul nostru pe nivelul pe care putem înțelege și pe care am putut deprinde ce înseamnă beneficiu până la acel moment. Pentru că fiind atât de scindați în interiorul nostru din cauza nevoii pe care am avut-o să ne scindăm, a fost nevoie de această scindare la un moment dat, acum avem nevoi care uneori se bat cap în cap. Și ceea ce numim noi autosabotare are întotdeauna la bază împlinirea unei nevoi. Ceea ce numim autopedepsire întotdeauna are la bază împlinirea unei nevoi. Numai că împlinim o nevoie a unei părți din noi. Da? E foarte simplu. De exemplu, mi-e foame, dar vreau să mă întâlnesc cu o prietenă, o să pun așa ceva foarte simplu. Am două nevoi și să zicem că am la dispoziție o oră pentru a le face ori pe una, ori pe alta. De obicei mi se întâmplă așa, dar ca să fie ușor de înțeles, dau exemplu ăsta simplist. Și pot să spun că am de nevoie să aleg, că trebuie să aleg în momentul ăla. Ori mă văd cu prietena mea dragă care mi-ar împlini foamea de conexiune, nevoia de acceptare, de afecțiune sau ce am eu nevoie acolo de la conexiunea cu această prietenă, dar și corpul meu are o nevoie de a se hrăni fizic, da? Mi-e foame. Și dacă eu am un timp limitat în care pot să fac ori pe una, ori pe alta, eu trebuie să aleg între a împlini o nevoie sau cealaltă nevoie. Dacă mă duc să mă întâlnesc cu Atena, îmi sabotez nevoia de a mânca. Dacă stau să mănânc, o să-mi sabotez nevoia de a mă întâlni cu Atena. Da? Pentru că pur și, da, și asta este simplu. Negociez ușor între ele. Da? Cumva le împlinesc eu pe amândouă pe rând sau în același timp iau un sandwich sau mănânc împreună cu Atena. Dar sunt lucruri pe care nu le depistez atât de ușor. Asta mi-e clar. Mi-e clar că vreau să mănânc și că vreau să mă văd cu Atena. E ușor de gestionat, în primul rând, pentru că sunt conștientă de cele două nevoi pe care vreau să le împlinesc. Dar uneori nu sunt conștientă de nevoile. De atât de important să devenim conștienți de noi. De atât de important să ne cunoaștem, să ne cunoaștem pe noi la un nivel cât mai profund. Pentru că nevoile astea uneori pot fi din zone ale noastre necunoscute și nevoi necunoscute. Și dacă ele se bat cap în cap sau, da, vreau una, o parte din mine vrea dreapta, o parte din mine vrea stânga, atunci mă blochez, da? Și ori, pe oricare aș alege, o sabotez pe cealaltă. Dar întotdeauna
există o intenție bună, pe oricare aș alege-o, întotdeauna există o intenție bună, pentru că eu, alegând una din ele, am vrut să împlinesc măcar o nevoie de-a mea. Da. Și doar cunoscându-le, doar uitându-mă cu blândețe la amândouă, da, că e fix ca atunci când ai două prietene pe care le iubești, pe amândouă le iubești în egală măsură și ele se ceartă și se iau la bătaie. Și ce poți să faci ca să le ajuți? Le bați și tu pe amândouă? Da, conflictul se amplifică. Doar te uiți cu blândețe la amândouă, le asculți pe rând, le asiguri pe amândouă că le iubești și în felul ăsta le ajut să se împace și le împlinești nevoile pe rând în funcție de prioritate. Cum scăpăm de teama de a face un lucru? Revin cu întrebarea asta. Păi nu scăpăm de teama de a face un lucru, revin cu răspunsul ăsta. Nu, și asta este o iluzie pe care și cumva și industria farmaceutică ne vinde cu atâta aplomb, da, să scapi de durere, să scapi de orice, ți-e inconfortabil, fă-ți orice, doar să-ți fie cât mai confortabil și cât mai nedureros, să fie viața o întreagă plimbare pe câmpii roz și cu briză romantică. E o iluzie, este o utopie care din punctul meu de vedere ne face mult rău. Pentru că, de fapt, atingerea unui adevărat confort emoțional și a unui nivel mai înalt de viață din punct de vedere al echilibrului interior, al unui psihic sănătos și a unei stări de bine interioare, da, nu exterioare, că sigur că poți să-ți cumperi un aspirator mai performant și stai mai bine pe canapea în timp ce îți face treaba, deci poți să-ți atingi confortul ăsta cu diverse chestii din afară, dar echilibrul la interior nu-l atingi pentru că poți să stai pe canapea în timp ce aspiratorul face treabă și tu să te lași măcinat de gânduri și de stări interioare și o să constați că aspiratorul ăla de fapt nu te ajută să fii mai fericit, ci doar te ajută să stai pe canapea. Și canapeaua te poate ajuta să stai un pic mai confortabil și totuși să descoperi că în continuare nu ești foarte fericit pe o canapea minunată. Prin urmare, ajungerea la acest confort interior nu se face prin adjuvantele exterioare, nici prin medicamente, nici prin... Deși aici o să vorbim, pentru că vine rândul tău, că alimentația sănătoasă, da, ne ajută în plan emoțional, ne ajută și asta în plan emoțional, din punctul meu de vedere, la pachet cu autocunoașterea și înțelegerea de sine. Din punctul meu de vedere, dar de-abia aștept să-mi spui pe al tău. Și atunci când mi-e teamă să fac un lucru, ce fac? Păi ori nu-l fac, ori îl fac. Și-l faci cu teamă. Bineînțeles, dar pot să stau un pic mai întâi să văd de unde vine teama, pentru că poate fi teama poate fi o teamă sănătoasă, care efectiv mă avertizează să mă fereze de ceva. De cum era mie teamă să fac live pe pagina mea? Da, vorbim după, nu pot să te primez la cabinet, că suntem prietene, dar putem să vorbim despre temerile noastre ca prietene, sigur că da. Stau și mă uit, da, stau și mă uit un pic la teama asta, pentru că poate fi dintr-o nevoie, deci în orice caz, teama întotdeauna este prietena mea, întotdeauna îmi semnalează o nevoie. Poate să-mi semnaleze, sau un pericol, poate să-mi semnaleze, da, nevoia de a fi în siguranță versus teama de a fi în pericol. Și poate să-mi semnaleze chiar o nevoie stringentă, să nu traversez, mi-e frică să traversez pe o stradă circulată fără să fie verde la semafor. Ce fac? Da, te sfătuiesc eu să-ți iei Atena, teama și să te duci și să traversezi, deși ți-e teamă. Nu, trebuie să vezi ce îți spune teama asta, da? Pentru că în contextul ăsta e sănătos să cauți semaforul și să traversezi pe verde. Da? Și e nevoie să vezi ce-ți semnalează teama asta. Poate să fie
teama de a fi judecată sau poate să fie teama de a fi văzută de mulți oameni, pentru că pentru tine la un moment dat asta a fost dureros. Poate să fie teama de, nu știu, zi tu, ce ar putea, dacă vrei să te uiți la asta, cum să ne uităm după. Dar în orice caz, teama e, trebuie văzută, eu zic că trebuie văzută, așa cred eu că trebuie văzută, ca un prieten care vrea să ne, da, e, ne vrea binele, ne trage de mână, dar acționează după principiile lui. El crede, cu sinceritate, crede că suntem în pericol. Prietenul ăsta are și el percepțiile lui, poate să aibă, să aibă o percepție cu care și tu ești de acord și să vrei să te oprești, să vezi mai bine despre ce e vorba și să-ți aranjezi altfel contextul astfel încât să fii mai, să-ți fie mai bine, sau poate să fie în filmul lui, da? Și teama asta să fie din filmul părinților tăi sau să fie legată de o nevoie mai profundă pe care o aduci într-un plan mai superficial, puțin distorsionat. Și odată ce vezi și legi puzzle-ul ăsta, atunci abia poți să înțelegi ce fel de, ce semnalează și, da, în niciun caz să vrei să scapi de ea, pentru că nu-l gonești pur și simplu pe un prieten care zice, băi, stai puțin, că miros un pericol acolo. Și nu-i spui, lasă-mă, mă pleacă de aici, că nu-mi pasă mie ce zici tu. Nu, pentru că tu știi că el îți vrea binele. Și dacă vrei să scapi, de fapt, teama asta ce e? Mai mult, nici măcar nu e un prieten din afară de care poți să scapi și să faci alți prieteni. Teama asta e o parte din noi, este sistemul nostru de alarmă. Dacă noi vrem să scăpăm de sistemele care fac parte din funcționarea noastră, cu care suntem înzestrați, e ca și cum aș spune, vreau să scap de mâna mea dreaptă. Ce o să simt în momentul ăla? O să simt mai multă frică, nu? Pentru că vreau să scap de o parte din mine. Sistemul de alarmă este o parte din noi. Dacă eu îmi zic că vreau să scap de teamă, o să mi se facă și mai teamă, pentru că mi-am dat un mesaj de cum să zic, nu găsesc cuvântul, de a tăia o parte din mine, de a scoate ceva care trebuie să fie acolo, care face parte în mod firesc din sistemul meu. Și nu vrem să ne dereglăm sistemul. Vrem doar să-l îmbunătățim. Prin urmare, avem nevoie să ne împrietenim cu temerile noastre, să le ascultăm, să vedem ce ne semnalează și ele ne ajută să creștem. Exact ce mă întrebai tu la început, că provocă, cum fac, cum dezâmbesc în, având și provocări în viața mea. Da, pentru că le iau așa. Ce fel mă ajută ele? Și mă ajută. Mă ajută foarte mult să evoluez. Da, așa și fricile noastre sunt busola noastră de creștere interioară. Și e nevoie să ne uităm la ea, să învățăm să o citim din ce în ce mai bine, nu vrem să o aruncăm. Da, super. Cum ieșim din cercul vicios al autosabotării? Păi, cred că ți-am răspuns deja la asta când am zis de pedepsire, că e tot una. Ok. Da, okay. Adică e... De asemenea, vrem să împlinim niște nevoi din noi, fie că ne pedepsim, fie că ne sabotăm. De fapt, noi răspundem unor nevoi interioare și dacă suntem conștienți doar de contrapartea acestei nevoi, avem impresia că ne-am sabotat, dar noi, de fapt, am răspuns unei alte nevoi. Și dacă le cunoaștem, dacă ajungem să le cunoaștem, de ce vreau în dreapta și de ce vreau în stânga, ne dăm seama că... De fapt, e vorba de două părți din noi care se ceartă sau se pun în umbră una pe cealaltă și e nevoie să ne uităm către ambele cu blândețe și abia apoi să putem negocia între ele către binele nostru cel mai înalt și nu neapărat pentru binele nostru de moment. Da? Uneori putem să vedem că în spatele binelui de moment este un bine mai înalt și e posibil să vrem să-l alegem pe acela. Care e cel mai frumos dar pe care îl putem lăsa copiilor noștri? Mă înduioșează întrebarea asta. Uite, am auzit-o pe fetița mea spunându-i într-o zi unei prietene de-a ei că prietena ei plângea și are o relație foarte nevoioasă cu mămica ei și fiimea
spunea așa ca pentru sine. Da, mă simt atât de norocoasă că maica m-a făcut terapie. Ce frumos! Wow. Da, că maica mea a crescut. Chiar a zis și asta, că maica mea a crescut. Mm-hmm. Nu știu ce m-aș fi făcut dacă ar fi rămas cu mine era când eram eu mică. Da. Oh, ce frumos. Mi-ar fi plăcut să fi crescut înainte, dar fiecare cu cum s-au aranjat lucrurile și ar fi minunat și mă bucur de fiecare dată când vin la mine oameni care spun vrem la un moment dat să facem un copil și vrem să facem terapie ca să ne pregătim pentru a fi. Și m-am pregătit cumva, citeam revista Le Parent când aveam 15 ani, nu exista materiale atunci în română despre a fi părinte și găsisem la autobuzul magică la care circula prin oraș și vindea revistă străină, găsisem revista asta, avea niște poze cu bebeluși foarte frumoși pe coperți și aveam camera plină cu coperțile puse, coperțile decupate și puse pe sub formă de tablou pe pereți din cameră. Și citeam revista din scoarță în scoarță de mai multe ori, tocmai învățasem franceză și eram bucuroasă de ambele și că mă exersam franceza și că citeam despre cum să devin eu o mămică bună atunci la 15 ani, numai că nu mi-a fost suficient cititul când am crezut că sunt pregătită, că o să fiu o mamă excepțională și când au venit, au ieșit toate din mine așa de s-a dus pe apa sâmbetei tot ce citisem în revistă, au venit emoțiile alea intense trăite în copilăria mea și cu mecanismele mamei mele și pe urmă am descoperit și cu mai târziu și cu clienții mei cum uneori chiar te simți și mai vinovat că nu poți să aplici ce ai citit și deși te simțeai top intelectual ca părinte bun, descoperi că emoțional nu faci față atât de bine pe cât îți doreai. Și atunci am descoperit că e nevoie de terapie, din păcate la mine a fost târziu, asta ziceam că mă bucur foarte mult când vin oameni care își propun să facă asta înainte, dar nu, fiecare cu șansele, cu înțelepciunea, cu ritmul lui și asta este. Mă bucur că e așa cum e și mă bucur de orice șansă de creștere a mea sau a celorlalți. Cât de importantă este relația dintre mamă și tată pentru copil? Păi e leagănul lui, știi? Mama, tata creează așa un culcuș și în energia asta creată de ambii se așează copilul. Dar e de discutat mult aici pentru că relația asta e important să fie bună energetic, nu doar de ochii lumii. Și uneori un divorț sănătos poate fi mai sănătos decât o căsnicie cu compromis. Dar e relativ, e de văzut de aia doar psihoterapia și nu individuală, pentru că este atât de personal fiecare proces. Da? Îmi plac și cu siguranță sunt multe lucruri de învățat și dintr-un dialog și dintr-un curs și dintr-o carte și creștem în toate felurile, da, și auzind sau învățând sau aflând ceva, dar cred că nimic nu se compară cu procesul individual de terapie, fie că e în grup, pentru că fiecare participant al unui grup de terapie are un proces individual, dar fie că e individual în sensul că ești doar tu cu clientul în cabinet, dar este despre procesul tău și nu doar despre o informație, este despre ce ai tu nevoie să lucrezi acolo. Deci da, este sigur, e foarte importantă, dar depinde de ce context și ca să vezi care este formula benefică pentru tine și pentru copil în acel context. Care a fost cea mai frumoasă transformare pe care ai văzut-o tu la unul dintre clienții tăi? Oh, asta e greu! Da. De cât timp ești în domeniul ăsta și lucrezi cu oamenii? De 10 sau 12 ani.
Da, dacă îi pun și pe primul, pe primii doi unde vine să le cer iertare clienților, că eram așa șontăcăind oarecum, deși m-au sunat peste câțiva ani, m-au sunat niște clienți și au spus că vor să revină, că le-a prins foarte bine să lucreze cu mine. Da! Da, sunt, nu știu, mi-e greu să răspund la întrebarea asta, nu pot să aleg care a fost cea mai frumoasă transformare. Deci, fiecare pas din asta în care vezi cum omul ajunge din ce în ce mai aproape de el însuși și devine așa brusc conștient, stai așa că acum simt asta. Mă oprisem din respirat, respirase mai scurt sau așa o redresare, știi, de unde îți vin așa să te lași așa și pe urmă încep să-ți dai seama de corp, cum corpul tău exprimă o durere și se afundă și mai mult în durere și pe urmă tu îi dai o altă comandă. Știi? Astea sunt savuroase. Da. Cât de importantă este feminitatea la o femeie? Că multe dintre noi ne pierdem această parte de feminitate. Nu știu care e cauza, poate îmi spui tu. Da, cât mai avem 3 ore la Mai avem. dispoziție și apoi încep să-ți pun eu întrebări? Pe scurt. Atât cât pot de pe scurt. E atât de importantă feminitatea la o femeie? Cât e de important omul pentru om? Adică atât de important pe cât am nevoie să mă regăsesc pe mine, da? Ca om, ca ființă, ca persoană, fiind femeie, am nevoie să mă regăsesc pe mine ca femeie. Ce înseamnă să fiu femeie? Ce înseamnă să mă regăsesc ca femeie? Au fost ani în care m-am întrebat ce înseamnă feminitatea. Cum descoper ce înseamnă să fii femeie? Cum o să fac să mă dezvolt ca femeie? Pentru că o vedeam pe mama mea foarte bărbătoasă. Chiar așa o gândeam atunci și nu aveam prea multe repere despre ce. Dar îmi dădusem seama la un moment dat că în familia mea erau rolurile inversate. Și la mine la fel. Mama mea repară prize și... Da, și nu mai zic la nivel de dinamică relațională, știi, că da, că repară prize Dar nu deja, se avea ce vede să clar. facă. Sigur, sigur Era că da, absent dar atunci. și noi la fel, și da. Bine, e un cerc vicios, știi, că și tata e absent pentru că mama repară prize. Deci mama n-are ce să facă pentru că tata e absent, dar și tata e absent pentru că mama își suflecă mânecile și se pune pe treabă și bate cu pumnul în masă și ia hățurile. Da, e un puzzle în care pe care oamenii l-au negociat și cu care au fost ambii de acord. Chiar dacă femeia se plânge zilnic că nu primește ajutor sau că nu e bărbatul romantic sau că nu face ce ar trebui să facă, de fapt, această relație a fost negociată încă de la început și s-a semnat tacit și inconștient un acord pentru aceste roluri. Încă de la începutul Încă relației. de la începutul relației, de la primele dialoguri. Da, e Și fascinantă. cum ne regăsim feminitatea? Trebuia să citesc totuși întrebările înainte. Am zis că vreau surprize. Cum ne regăsim? În primul rând, punându-ne intenția asta. În primul rând, dorind. Da, exact cum spun, mi-am pus întrebarea și mi-am dorit, vreau să mă regăsesc pe mine ca femeie. Și dorind asta și creându-mi intenția asta, s-au creat drumuri către asta. Am început să aflu, am început să admir femei pentru feminitatea lor. Am început să primesc informație în sensul ăsta. Am început să simt lucruri și să intuiesc că asta ține de a fi femeie. Și așa, în câteva cuvinte, aș putea să concluzionez acum că feminitatea este despre a simți, despre capacitatea de relaxare, despre a respira, despre blândețe, despre conținere,
despre deschidere, despre a primi. Cumva am fost creați în felul ăsta, știi? Dacă am fi făcut analogia asta de la început, ar fi fost mai ușor. Dar mi-am dat seama mult mai târziu despre similitudinea dintre atitudinea de femeie și felul în care a fost creat corpul meu. Corpul meu este creat ca să, da, gândindu-ne la organele genitale, corpul nostru este creat să primească, să se înmoaie, să se relaxeze, să devină alunecos și cald și primitor. Iar bărbatul, masculinitatea, este despre a se întări și a merge înainte, a penetra. Când noi ne întărim și penetrăm și suntem dure și așa, atunci suntem în energie masculină, care este foarte utilă și ne este foarte utilă și în fiecare ființă, în fiecare persoană există principiul masculin și principiul feminin, energie feminină și energie masculină și ambele ne sunt necesare. Doar că în relație cu noi însene și cu bărbații din viața noastră și chiar cu copiii din viața noastră, deși cu copiii din viața, cu copiii noștri avem nevoie de multe ori să fim și în energie masculină, în multe situații în care avem nevoie de luat decizii, de făcut chestii concret și practic, rapid, eficient, dar avem nevoie de multe ori să ne amintim și să ne luăm timp să revenim în energia de femeie. Nu e vorba de a fi mereu relaxată, de fi tot timpul, da, cum nici organul genital nu e mereu deschis să primească, uneori se închide, da? Și chiar e sănătos să se închidă atunci când ceva nu este benefic pentru noi și nu vrem să primim orice acolo. Așa și în sufletul nostru, uneori ne întărim și spunem nu și devenim mai rigide în anumite situații, dar a fi femeie este despre capacitatea și despre timpul pe care ne-l dăm pentru a trăi și astfel de stări de relaxare, de primire, de căldură, de blândețe, de contact cu corpul, cu noi, despre a simți, e despre a simți. De ce am pierdut capacitatea? Asta e simplu. Am simțit atâtea lucruri grele pentru noi, atâtea lucruri dureroase, încât ne-am dat comandă inconștient la un moment dat, ba chiar conștient ne-am dat comandă uneori, dacă mi-am amintit la un moment dat când eram copil, mă trezeam de multe ori brusc cu degetele mamei înfipte în părul meu și mi-am dorit atunci să nu mai am păr sau să nu mai simt durerea. Deci mi-am amintit că chiar conștientă fiind, copil fiind, mi-am dat comanda asta să nu mai simt când mă trage mama de păr așa, când îi se năzare ei. Câte alte momente n-au fost în care inconștient ne-am dat comanda asta. Și atunci ne-am deconectat de la sensibilitatea noastră, plus că nefiind suficient protejate, am avut nevoie să ne protejăm noi, să fim noi soldații propriei ființe și să fim atunci, să devenim masculine, cu sabia, cu, da, cu, metaforic vorbind, cu sabia și scutul la înaintare, deci în poziție de penetrare, de masculinitate, ca să ne protejăm și să avem noi grijă de noi în felul ăsta. Noi putem să avem grijă de noi, suntem foarte puternice prin puterea noastră feminină pe măsură ce o descoperim, nu doar prin puterea noastră masculină, dar e într-adevăr o călătorie fascinantă să descoperi puterea, să descoperim puterea noastră masculină și puterea noastră feminină. Ce vreau să spun, eu mi-am dorit pentru prima dată cu adevărat să devin mai feminină, să-mi recapăt feminitatea, în clipa în care te-am văzut, Vistiana, wow. a fost în tabără de detox și intrase la Ciubăr. Știu că eu m-am dus să cumpăr lămâi, că rămăsesem fără lămâi, și Vistiana a intrat la Ciubăr, era roșie ca focul, pentru că era apa clocotită,
era toată roșie, era în costum de baie, era frig afară, era desculță pe iarbă și dansa și se simțea atât de bine în corpul ei și era atât de feminin și așa, Doamne, deci e minunat să fii feminin. Și atunci, și atunci s-a reaprins dorința asta de a... Uite, da. Vezi exact ce spuneam de cum ne inspirăm unii pe alții, vezi? Doar îmi pune, înseamnă că a existat intenția asta ta, dacă da. Tu te-ai lăsat inspirată de mine, da. Înseamnă că exista deja o intenție conștientizată sau neconștientizată a ta de a te lăsa inspirată de alte femei. Cât timp ai lucrat cu tine pe partea de feminitate? Că știu că... Așa, în mod conștient și asumat și cu pix și hârtie în mână, de 4 ani. Wow! Dar intenția mea către asta e de mult, de când eram adolescentă, îmi puneam întrebarea încă de atunci și mă uitam la filme și admiram actrițele pe care eu le percepeam feminine din filme. Astea erau modelele mele de feminitate de atunci. Ce frumos! Mm-hmm. Să duci un pic la hrană? Eu te-aș mai întreba, mie îmi place. Da! Mie îmi place tare mult să te întreb. Trecem la hrană un pic. Da. Cum ne ajută pe noi pe partea asta emoțională hrană? Dacă eu mănânc o hrană sănătoasă sau dacă mănânc ceva nesănătos? Credeam că ai schimbăm și încep să te întreb eu pe tine. Te întreb eu pe tine și apoi mă întreb. Da? Bine. Da. Doar întrebarea asta. Mm-hmm. Creierul nostru e foarte mult afectat de chimie, de substanțele care... pe care și el le produce și care vin către el. Și așa cum emoțiile noastre afectează chimia corpului, când intru pe teritoriul chimie, sunt un pic mai stângace. Chimie fizică aici, nu prea matematică, nu prea a fost teritoriul meu încă de când eram copil. Dar asta e totuși ceva foarte simplu, că avem funcționăm foarte mult din ne afectează chimia creierului, da? Și e, știm cu toții, ca să zic eu mai puțin, știți și voi, că chimia alimentelor are efect asupra creierului. Cat! Dacă nu eram live, aici era cat. Da. Poți să mă întreb tu pe mine acum de partea de ecran. Mulțumesc, Catena! M-ai prins un offside și ai zis, hai să te salvez pe tot. Fiecare la ce e bun și la ce se pricepe. Ia zi-mi tu, Atena, cu ce ne afle de... influențează sănătatea, inclusiv cea emoțională, faptul că ne hrănim sănătos. Oh, deci, în primul rând, eu cred că e foarte mult, flora noastră intestinală ne afectează foarte mult starea asta de bine. Bacteriile noastre prietenoase sunt cele care ele secretă serotonina, 90% din serotonina. Acum aș vrea să vorbesc puțin cu tine, pentru că am mai avut discuții cu alții psihoterapeuți care spunea că serotonina doar aici în creier, că nu e adevărat, că ea de fapt vine din al doilea creier pe care noi îl avem, creierul din stomac. Și 90% din serotonină este secretată de bacteriile noastre prietenoase. Și dacă noi mâncăm fast food, bem Coca-Cola și multe altele ce putem să facem, tot ce putem noi să facem, nu știu, lipsa de mișcare, fumăm, distrugem bacteriile acelea prietenoase. De unde să mai vină starea noastră de bine? Apare starea de anxietate, depresie și multe altele. Mm-hmm. Nu știu care e părerea ta aici. Știu că mulți psihoterapeuți au alte păreri despre asta. Mm-hmm. Eu pot să spun că, că după ce consum sucul de iarbă de grâu, îl simt imediat în cap. Deci parcă faci așa, poc, 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 balonașe de săpun așa, care se plimbă și se spar pe acolo. Deci are un efect aproape imediat asupra creierului meu.
Și apoi am o energie toată ziua. Sigur că am fost de-a lungul timpului, m-am antrenat să îmi observ și cantitatea și energia, felul de energie din ziua respectivă și cum mă simt și mai mult prin prisma a ce gândesc, a felului în care mă observ, în care îmi gestionez eu emoțiile, dar acum încep să mă observ și pe partea asta și încep să observ cum mă simt când consum iarbă de grâu și cum mă simțeam când mâncam o prăjitură, că acum nu mai mănânc cu zahăr. Deci ai rămas constantă, da? Da, de la tabăra cu tine a fost life-changing, da, am rămas pe stilul vegan deocamdată. Dar eu așa deci îmi propun. Pe stilul vegan? Da. Mânca doar cru? Da, da, doar cru, 100%? Da. 99%. Wow! 99%, deci, adică dacă am, uite, chiar azi am gustat dintr-o ciorbă. Dar am gustat, dar nu a fost masa mea. Deci un om se poate schimba în 4 zile. Deci 4 zile de tabără. Bine, știu că tu cochetai cu ideea asta, dar faptul că ai văzut că poți să mănânci crud, sănătos și bun în același timp, te-a făcut pe tine să poți să iei decizii. Da, pentru că aveam senzația, aveam impresia că e ceva foarte greu. În primul rând, gândeam că o să fie foarte greu să renunț la deliciile pe care le savuram înainte, așa le vedeam eu ca delicii, și pentru că mi se părea foarte greu stilul ăsta de viață. Și chiar acum o săptămână, 10 zile cam așa, am fost cu prietenele mele, am făcut un retreat doar între prietene, am închiriat o căsuță la munte și ne-am gătit una alteia pe rând. Eu mi-am gătit mie, că ele nu am, că n-am mâncat ce au gătit ele, dar când am gătit eu pentru toate, a fost wow, le-a plăcut foarte mult, dar în rest, când mă vedeau gând la manivelă să-mi prepar sucul din iarbă, îmi spuneau și ele, băi, dar e foarte nevoios stilul ăsta de viață, muncești foarte mult. Eu n-am simțit așa, adică înainte gândeam așa, că e foarte greu, dar acum de când cu retreat-ul cu tine, dimpotrivă, mi s-a părut foarte ușor, adică a fost doar o schimbare de perspectivă. Ceva ce vedeam ca fiind greu și mă gândeam că nu o să pot să fac asta că e greu, deodată am văzut-o ca fiind ușor și mi se părea, dar ce mare lucru să dau la manivelă 2 minute, ceea ce îmi și face plăcere, ca să-mi prepar sucul de iarbă de grâu, adică nu mai înțelegeam cum, adică e greu, de ce e greu în asta? Și, dar înainte și eu priveam ca fiind greu. Și când am fost cu tine, mi s-a părut, a fost tot o joacă, felul în care ne-ai implicat să gătim, felul în care gustai tu din morcov. Deci eu am rămas când am văzut cum ai gustat, cum ai mâncat tu așa ardei gras, ce-ai mai mâncat? Varză, fără să pui sare. Deci pentru mine era un supliciu să gust din niște legume fără să pun sare, că mai ulei, fără să le combin sare, cu ceva. Fără sare și am zis, e perfect. A fost creat perfect de Dumnezeu, așa cum este. Nu trebuie să mai adaug nimic. Și atunci am luat, m-am simțit fix ca o fetiță care este inspirată de mămica ei. Știi? Da. Și atunci am luat și eu și am văzut că e bun. Deci eu morcovi îi consumam, eu de când eram mică mă obligau să mănânc morcov, că aveam provocarea cu ochii și de atunci l-am luat pe nu morcovi în brațe, mie nu-mi plac morcovi și eu ca să pot să consum morcov beam doar sucul de la morcov și tu mi-ai spus că nu e așa sănătos să bei sucul de la morcov și că mai bine ronțe. Ei, și atunci în tabără a fost pentru prima oară când mie mi-a plăcut să ronțe un morcov. Și de atunci ronță eu morcov în fiecare zi cu mare plăcere. Ce frumos. Și mi-a mai plăcut foarte mult când mi-ai zis să tai varza și a venit luminița și mi-a luat că tăiam foarte încet. Probabil ați fi mâncat toate seara dacă tăiam eu toată varza care era acolo. Iar luminița, care avea o dexteritate extraordinară, mi-a luat varza să o taie ea. Dar a fost atât de drăguță, mi-a dat, înainte să-mi ia varza, mi-a pus un tocător mai mic, lângă tocătorul la mare, mi-a dat un cuțit mai mic și o bucată de varză și uite, aici te joci tu! Pentru și... că
lobistiani, adică ei ne făcea înainte să gătească. Da, pentru că eu când eram mică, dacă intram în bucătărie și voiam și eu să o ajut pe mama, ea era mereu, nu-i plăcea nici ei să gătească și era mereu deranjat. Se da, pleacă de aici că mă încurci, mă deranjez, nu-mi sta în drum, nu-mi sta în cale. Și cumva am preluat așa respingerea ei față de, față de actul de a găti, deși de câteva ori am gătit și eu cu plăcere, dar nu am reușit să-mi fac un obicei din asta. Da, am găsit mereu unde să deleg această activitate. Și, și atunci a fost pentru prima oară când o mami simbolică, da, și vedeți cum oricând ne putem împlini nevoia asta de mamă dacă suntem atenți, pentru că de fapt noi aveam nevoie de acea energie de mamă și energia asta ți-o poți lua oricând mai târziu, trebuie doar să înveți să fii atent că universul ne oferă în foarte multe feluri. Și când mi-a pus luminița, mi-a zis, aici te joci tu, vai, am simțit că s-a reparat toată durerea copilului care nu era lăsat să-și ajute mama la bucătărie. Și da, am tăiat bucățica mea de varză cât timp luminița a tăiat 5 verze, dar acolo s-a făcut un declic, știi? A început să-mi placă. Acum nu mă grăbește nimeni în bucătărie, pot să-mi tai o bucățică de varză în ritmul meu, așa că e bine și încet. Dar acum îmi place să gătesc, să pregătesc hrana, să fac hrană rău. Dar în continuare nu-mi place să gătesc altfel. În care gătesc? Da, deci mie nu-mi place. Da, deci mă gândesc cumva că mi-am luat eu asta bine. Fimea zice că gândesc așa ca să mă simt mai bine că n-am gătit și e posibil să fie așa. Dar mă gândesc că poate e un semn că eu trebuia să ajung aici, pentru că efectiv după retreat-ul cu tine am simțit că m-am întors acasă. Că ăsta era stilul meu de gătit. Și doar m-am rătăcit. Ce frumos! Dragii noștri, vrem să vă invităm într-o tabără. Da. De pe data de 7 iulie până pe data de 10 iulie, într-o tabără în Brașov, la Bran, cu mine și cu Vistiana. Spune tu ce o să faci cu ei și apoi spune eu ce fac cu ei. Noi nu facem nimic cu voi, faceți voi ce vreți cu noi. Ce o să faci cu noi în tabără? O să fie o tabără în care pot să vină și bărbați, dacă își doresc? Da, sigur. Pentru că ne-am propus, în primul rând, pe lângă faptul că ne vom lăsa răsfățați de Atena și ne descoperim talentele de a tăia varză și de a ronțăi morcovi și rețete minunate și hrană sănătoasă. Acum, fie că va fi pentru unii dintre voi un detox, pentru alții va fi life-changing, cum a fost pentru mine. E un răsfăț binevenit oricând să te hrănești sănătos și să îți bagi nasul măcar un pic în principiile acestui tip de alimentație. A fost foarte amuzant data trecută când erau oameni, mai ales bărbați, obișnuiți cu fripturi și cu mici și cu și când au văzut că au doar ciorbă de spanac și au zis ciorbă crudă și le-a plăcut și au mai vrut, deci da. Da, da, și totuși au plecat sătui și mulțumiți, încântați, deci n-a murit nimeni de foame, ba mai mult au fost hrăniți trupește și sufletește. Pe lângă aceste răsfățuri culinare, ne vom juca. Ne vom juca în așa fel încât să intrăm în contact cu, vă spuneam, de acele semne premergătoare ale unei furtuni, și anume să descoperim acea busolă interioară, acele capacități ale noastre pe care poate mulți dintre noi le-am mai trezit, dar sunt bine oricând de updatat și de adus pe noi și noi nivele de simțire.
acele capacități ale noastre de a ne asculta corpul, de a intra în contact cu el, de a ne folosi de aceste senzații pentru a descoperi care sunt tiparele noastre de relaționare, care este dinamica emoțională pe care suntem obișnuiți să funcționăm, pe baza cărora creăm relații, pe baza cărora știm când să spunem nu, știm când să spunem stai puțin, am nevoie să mă gândesc și abia apoi spun da sau nu, pe baza cărora creăm contracte de relații, așa cum spuneam, încă de la primele dialoguri cu cineva, dacă știm să fim atenți, ne dăm seama în ce direcție o ia, ce potențial are relația respectivă și ce contracte tindem să creăm acolo, contracte care vor funcționa foarte fidel și după 20 de ani de relație. Și de cele mai multe ori nu ne dăm seama de ele. Și dacă noi începem să devenim sensibili la aceste semne și să ne dăm seama de ele, imaginați-vă câți ani din viață care se pot duce pe relații nesănătoase, economisim practic pentru că redirecționăm către relații sănătoase, împlinitoare, conștiente. Da? Pentru că ne putem da seama ce fel de contracte avem tendința să creăm cu oamenii de lângă noi. Și, firește, ce fel de contracte facem cu noi înșine pentru a împlini diferite nevoi ale noastre, pentru a ne angaja în diferite activități, acțiuni, în funcție de ce intenție avem, de ce nevoie avem, da? Deci cu cât ne cunoaștem mai bine pe noi, cu atât ne este mai clar și ne putem alinia mai bine emoții, gânduri, acțiune. Cam asta e. Cum o să facem asta? Prefer să fie surpriză, nu o să dezvălui prea mult, dar pot să zic că în mare parte prin joc. Da? Ce frumos! Cu mine o să vă zic și eu puțin pe scurt ce o să faceți cu mine și în încheiere nu te las că mai am întrebat. Da, sigur! Eu o să vă propun și o să fiți obligați că nu mai știu că la primul retreat am venit la primul retreat am venit și cu ceva în caz de vrea cineva gătit, dar n-a fost nevoie. Vă propun un detox raw vegan, doar cu hrană crudă, fără niciun aliment de origine animală, multe sucuri verzi, suc de iarbă de grâu, suplimente de la Institutul Hipocrates din Florida, hrană vie, germen, blăstar și multe, multe altele și rețete foarte gustoase. Cumva lăsăm corpul să se vindece și lucrăm și pe partea de emoții, partea emoțională, să ne cunoaștem pe noi. Și în încheiere, ce putem să facem noi, femeile, un singur lucru pe care putem să-l facem ca să îmbunătățim relația cu soții sau cu iubiții noștri? Unul singur, cel mai important. Să fii mai des atente la respirație. La respirație? Așa scurt. Și al doilea, după respirație. După ce suntem atente la respirație și identificăm până unde intră aerul în corp, până aici sau până aici sau până în abdomen, pe urmă știm despre noi că suntem tensionate sau suntem relaxate. Dacă descoperim că suntem tensionate, că respirăm scurt pe respirația de supraviețuire, de mecanisme de apărare, luptă sau fugi, dar atunci respirația se scurtează, atunci putem ști despre noi că ne simțim la un nivel simbolic, abstract, emoțional și așa mai departe, în pericol. Da? Chiar dacă nu e ursul lângă noi, dar ceva din sistemul nostru îl asociază pe soțul nostru cu un urs, metaforic vorbind, ceva din el mă întreba în relație cu soțul, nu? Da, soțul sau iubitul. Da,
ceva ne apasă butonul de alarmă. Și atunci am nevoie să mă întreb, înainte să acționez, am nevoie să mă întreb ce parte din mine nu se simte în siguranță, oare ce ar însemna să mă simt în siguranță, oare unde am găsit vreodată acea siguranță, oare cum se simte ea și de ce oare am nevoie în acest moment sau în general în relația mea ca eu să mă simt în siguranță. Da? Este pornirea unui proces de autocunoaștere. Înainte de a acționa, să ripostez sau să... pentru că dacă merg pe mecanismele vechi, nu fac decât să învârt și mai mult roata relației în care sunt deja, în care perpetuez aceleași clauze ale contractului inițial, probabil... să le resping și poi spermă să mă simt singură și spermă, iar asta este doar un exemplu, dar sunt milioane de tipare pe care le putem activa acolo și putem dar de fiecare dată când intrăm în tensiune, răspundem conform tiparelor noastre preexistente. Da? Și dacă vreau să mă dau un pas înapoi și să-mi dau ocazia să ies din tiparele astea, am nevoie să încep să mă cunosc. Am nevoie să încep să înțeleg ce aș avea nevoie ca să mă simt bine, ce aș avea nevoie ca să simt starea de siguranță, să mă întreb oare cum se simte starea de siguranță în corp, oare am simțit-o vreodată, am repere, dacă nu am repere, așa cum spuneam eu cu feminitatea, că nu-mi găsisem reperele, doar îmi pun intenția și se vor deschide căi în fața mea, astfel încât îmi voi găsi acele repere dacă nu le am încă. Da? Este... fie un început de drum, fie un reînceput de drum, pentru că mulți dintre noi de aici suntem deja în domeniul cunoașterii personale, suntem deja pasionați de asta și așa cum și eu mă redescoper și în retreat-ul cu tine și în multe lucruri care mi se întâmplă voit sau nevoit, des încă în viața mea, adică tot timpul se întâmplă ceva care mă ajută să cresc, este descoperim mereu noi și noi nivele de autocunoaștere, de autoînțelegere și de echilibrare și de maturitate emoțională și de pace interioară și toate deliciile astea sufletești. Da? Deci întrebările astea pot fi un început sau un reînceput de drum. Da. Te-aș mai întâmplă încă așa? Da. Care e al treilea pas? Al treilea pas? Să veniți în retreat-ul de la munte. Nu vrei să zici? De, acum sigur că spuneam că procesul ăsta este foarte personal și poate fi pentru mulți, poate să însemne o călătorie cu un psihoterapeut, pentru alții poate să însemne altceva, dar asumarea acestei călătorii în forma în care rezonează fiecare, dar ideea, intenția, decizia de eu vreau să am acest proces de evoluție, de cunoaștere personală, de a avea grijă de mine, de a mă cunoaște pe mine, de a crește în iubirea față de mine, mi se pare cea mai importantă decizie pe care poate să ia un om în viață. Da. Da. Cu beneficii asupra noastră, asupra în toate planurile emoțional, sănătate, relațional și cu impact, cu beneficii asupra celorlalți din viața noastră, inclusiv a celor din jur care nu ne cunosc, pentru că energia noastră emană și inspirăm fără să știm că inspirăm câteodată. Uite cum am ieșit eu din ciubar și nici nu știam că am inspirat-o pe Athena să devină mai feminină. Cu feminitatea mea din acel moment. Pur și simplu mă simțeam bine și ea văzându-mă de undeva, de unde eu nici nu o zăream, s-a simțit inspirată de mine și eu mă las inspirată la rândul meu de ea și de foarte mulți oameni din viața mea, uneori doar
văd pe stradă sau undeva pe cineva și mă inspiră ceva. Deci, intenția de a ne lăsa inspirați e o poartă minunată. Da. Și asta spuneam, că și noi devenim o inspirație pentru ceilalți, da, pe măsură ce creștem. Lumină din lumină, așa cum dăm focul de la lumânarea de Paște, așa e și cu creșterea. Se răspândește. Da. Dragii noștri, cei care sunteți interesați de tabără, puteți să-mi scrieți mie în privat, încă nu avem un link de înscriere, în 2, 3 zile, 4, sper să avem un link. Mie sau Vistianei, tabăra e de aproximativ 4 zile, de joi până duminică, da? De pe 17 până pe 20, la Bran. 17, nu, 7. Iulie, 10 iulie. La Bran, într-o locație minunată. Da. Și prețul este 1947 de lei. Mai, deci e și prețul. Wow, da. Ce tare! Da, e mișcat bine. Mulțumesc tare mult. Da, și eu. Că m-ai inspirat. Da. Ne inspirăm reciproc și am aflat că și conexiunea noastră inspiră pe alții. Da, și relațiile inspiră conexiunea dintre oameni. Eu abia aștept să învăț lucruri noi la institut și vreau să vin să aplicăm ceva în... Da, tu pleci la institut, da, curând. Wow, da. Când mă întorc, da, o să fie tabără. Wow, wow, vine proaspătă Atena. Și cu marfă proaspătă și cu energie proaspătă. De la Institutul Hipocrates, pe care puteți să-l învățați și voi în tabără. Cum să vă creșteți voi hrana voastră acasă în 2, 3, 4 zile și mult mai multe. Vorbim. Da? Mulțumesc. Vă mărturisesc că eu încă prefer să iau de la Atena iarba de greu cel puțin și blăstarii și germenii chiar. Da. Dar de-abia aștept să învăț și eu cum să o cresc singură acasă. E important. Nu se știe ce vremuri vin, că tot vorbeam. Da, cu atât, da, mai mult. E important. Bun, dragii noștri, mulțumim din suflet. Eu vreau să îmi iau și un angajament acum, înainte să închid. Îmi iau angajamentul de a face un live pe Facebook în fiecare săptămână. O să vă vorbesc despre hrană vie, bineînțeles. Despre subiectul meu. Mă bag, particip. Dacă vine Vistiana pe la mine, facem un live împreună. Dacă nu, îl fac singură. Da? Dar trebuie... Cumva mi-am luat frica cu mine. Da? Și a devenit mică. Ei, felicitări! Wow! Aici, în direct, o frică asumată, da, și da, folosită în beneficiul nostru și al vostru. Da. Mă bucur că ne-am... conectat și reconectat cu mulți dintre voi, nu ne-am mai văzut de mult și m-ați văzut, de-abia aștept să vă văd și eu în comentarii. O să mă bucur să văd că ați participat, dacă îmi scrieți, și de-abia aștept, poate ne revedem și în tabără și în toate felurile posibile în care ne vom mai întâlni. Îmi propun să redevin mai prezentă pe Facebook, online. Așa că rămânem, ținem legătura. Vă îmbrățișez cu tot dragul. La revedere!